Urmărire ca în filmele de acțiune într-o localitate de la granițe. Polițiștii de frontieră s-au luat la goană după un grup de vânători care ar fi împușcat ilegal 5 mistreți. Totul a început în dimineața de 21 februarie în localitatea Gotești, raionul Cantemir. Cei 8 vânători originari din satele Cucoara și Chircani al raionului Cahul au venit la frontieră pentru a primi accesul în zona de graniță, având permisiunea de a vâna vulpi. Peste 2 ore, însă, ei au fost observați de membrii echipelor mobile ale frontierei vânând mistreți. Imediat cum polițiștii de frontieră au încercat să rețină suspecții, aceștia au urcat în mașini și au încercat să evadeze de la fața locului. În scurt timp, cei 8 indivizi au fost prinși. Oamenii legii au stabilit că în total braconierii au reușit să împuște 5 mistreți. Prin urmare, armele de vânătoare ale indivizilor, dar și mașinile acestora au fost ridicate. Pentru braconaj cinegetic, suspecții riscă amenzi de câte 42.500 de lei sau privare de libertate pe un termen de până la 3 ani.